Bună seara! Eu îmi dau seama că 139 de oameni să-și petreacă timpul undeva vizionând un webinar, e o mare provocare pentru fiecare din voi, dar vorba aia, cred că aveți un motiv. Eu încă nu cred că aici sunt 139 de oameni, dar cel puțin cei care o să pună un plus aici, că s-aude bine sau un bună seara, o să-mi dea de înțeles că sunteți prezenți și că poate de discutat. Cifra respectivă sper să se păstreze până la sfârșitul webinarului, pentru că e o temă care cumva îi privește cam pe tot poporul truditor din Republica Moldova. E mai degrabă o discuție, webinarul ăsta nostru. Mie tare îmi plac întâlnirile live. Eu ador să discut, să văd oameni, să văd public, să văd reacții, să văd discuții. Dar așa cum la noi în Chișinău, e aproape imposibil să prinzi o sală bună unde 132 de oameni își poate permite să fie în același timp, în același loc. O să încercăm să reieșim din condițiile pe care le avem. Tema noastră de azi este despre cele 5 mituri despre afacerile din Republica Moldova sau cum să nu-ți faci afaceri sau de ce nu poți să-ți faci afaceri. Toată lumea le numește diferit. Interesant e faptul că atunci când am început a desfășura subiectul respectiv, am observat o chestie tare interesantă. Mituri din astea nu-s doar 5. Și asta o știe toată lumea. Cu atât mai mult o știu cei care fac afaceri sau cei care sunt primii pași în domeniul ăsta, pentru că ei aud în fiecare zi de la prieteni cunoscuți cu mătri, neamuri și tot așa, de ce nu merită sau nu poți sau n-ai șansă să-ți dezvolți o afacere. Dar de curiozitate, până ajung la punctele pe care astăzi o să le împărțim cu voi, pentru că le avem cumva deja trecute de sute și sute de ori sistematizate foarte bine în cap. E interesant ce mituri știți voi sau ați auzit voi sau cel mai des le primiți de la cei care vă înconjoară despre subiectul dat. De care sunt miturile astea? De ce Moldova nu se poate de făcut business? Vreau să scrieți aici părerile voastre și cei ce o să scrieți aici o să fie cei ce o să putem poate discuta sau regăsând lista pe care o am și eu. Deci care e motivul de ce în Moldova nu poți să-ți faci un business? Asta ar fi bine să scrieți în comentariu scurt ca să nu fie prea mult text. Corupție, ok, ar fi, presupunem. Cumătrismul, da, este și motivul ăsta. Concurența e mare. Da, este eșec sporit din motiv politic. Instabilitate politică și economică. Piața de desfacere, birocrație. Invidia, precis, sărăcie. Hoții, da. Aici nu ai cu cine lucra. Da, este cu ai, nu ai cu cine lucra. Impozite și taxă. Trebuie să recunosc chestia asta. Concurența neloială. Ok, dacă să achiți impozit corect, atunci o să rămâi cu nimic, căci sunt impozitele ok, riscul, da, iarăși impozite, specialiști prea puțin calificați. Variant. Ok, legislație contradictorie insuficientă, nu imit. Bun, am înțeles, e o idee și asta. Dacă ai mai mult decât o sumă anumită venit, te constrâng. Lena, care ar fi suma asta până scriu și alții? Chiar de curiozitate, care ar fi suma aia mai mare decât începe a te constrânge? Piața mică, desfacere, slabă, putere de cumpărare. Ok, lume interlopă. Taxă prea mare pentru deschiderea afacerii. Silvia, știi care e taxa de deschidere a unei afaceri? Și ar însemna așa mare, prea mare. Lipsa populației. Legislație imprevizibilă în timp. Presupunem. Sau mulți zic că toate domeniile sunt ocupate. Da, toate domeniile sunt ocupate.
Bun, bun, bun. No, în principiu, dacă să ne uităm, se poate de creat o imagine, cam despre ce-i vorba, care sunt harta mentală, dacă pot să zic așa, care este harta mentală a antreprenorilor care încep un business. Acum, mi-e curios un alt detaliu. Din cei 100 și de participanți care sunt aici la acest webinar, vă rog să puneți plus cei care au afacere și spuneți minus cei care nu au afacere. Deci, puneți plus cei care au afacere și minus cei care nu au afacere. Ca să înțeleg și să înțelegeți și voi în principiu cine spune. Deci, puneți, vă rog, plus cei care au afacere și minus cei care nu au afacere. Gata, cu comentariile am înțeles. Ca motiv vreau plus pentru cei care au, minus care nu au. Bun. Nu știu de ce am o senzație că partea cu minusul e mai decât cea cu plusul. Bun. Am înțeles. Ok. Părerile se împart, evident. Cred eu și tare sper că ceea ce spuneți voi acum despre motivele, miturile astea, de ce poți sau nu poți să-ți deschizi business în Republica Moldova, ține de alții și nu de voi, pentru că în alt caz voi nu ați fi deschis afacerea. Acum, vreau să trec punct cu punct ceea ce auzim noi cel mai des de la cei care vor să-și deschidă o afacere, dar încă nu și-au deschis-o. El vrea să participe la cursul de coaching, dar se gândește că poate businessul lui încă nu-i pentru Moldova, e prea mare sau prea mic, e prea nu știu cum acolo. Deci o mie de motive cumva de ce el nu n-ar deschide un business în Republica Moldova. Da? Pentru că, și mai departe, merg motivele pe care voi le-ați citit mai sus. Dacă vorbim despre lista asta, eu o să revin și la cele pe care le-ați mai menționat voi. Dar trecem rând pe rând. Un prim mit din ăsta pe care noi îl auzim este, și asta e cel mai des întâlnit, nu știu de ce, dar pentru ca să-ți deschizi o afacere în Republica Moldova ai nevoie de bani. Adică tu nu poți să-ți deschizi o afacere în Republica Moldova dacă n-ai bani. Și aici, de cele mai des ori, la întrebarea de câți bani ai nevoie, evident, vine o pauză. Adică vine o pauză pentru că cel care vrea să-și deschidă afacere, vrea, se gândește că nici nu vrea încă, el idei nu are de ce afacere vrea să-și deschidă, el idei nu are care e bugetul pentru afacerea respectivă, el idei nu are real câți bani, de câți bani are nevoie și în cât timp, pentru că sunt afaceri care chiar dacă ai nevoie de bani, nu ai nevoie de toți banii odată. Dar asta e altă poveste. Pentru vis-a-vis de mitul respectiv, este o vorbă foarte simplă și un articol undeva pe angrybusiness.media, în blog acolo noi am scris. Și vorba asta foarte simplu spune: dacă ai bani, poți să mergi în producții, dacă n-ai bani, poți să mergi în servicii. Ce ar însemna asta? Asta ar însemna că oricine din cei care vor să-și deschidă o afacere cu buget aproape zero, și când zic aproape zero mă refer chiar la câteva sute, maxim mii de lei, dar asta ar însemna câteva mii inclusiv cu deschiderea SRL-ului și tot așa, tu poți să-ți faci un business în Republica Moldova. Și atunci când oamenii spun pentru asta sunt necesari bani, e un pic cam trist. De ce? Pentru că în principiu atunci când oamenii ăștia spun am nevoie de bani ca să-mi deschid afacerea, dacă îi întrebați, de curiozitate să faceți exercițiul ăsta, când îl întrebi, dar pentru ce ai nevoie de bani? Primul lucru pe care eu o să vă-l spună, ca să mă promovez. Adică el are nevoie de bani pentru marketing. Și atunci când începe el întreba așa mai exact care sunt anume punctele unde vrei tu să investești banii ăștia în marketing, atunci se duci respectivul peste păduri și ape și începe a da povești din astea că am nevoie de cărți de vizită, de billboard pe oraș, flyer-le se împart, fără evidență, ia în calcul că sunt o mulțime a posibilități și platforme de promovare gratuite sau aproape gratuite, unde el pentru marketing nu are nevoie să investească.
Bun, despre detaliile este, știu participanții de la cursul de coaching, cei care nu sunt, welcome, acolo puteți să aflați despre marea majoritate a instrumentelor. Dar e constatat faptul că nu e nevoie de bani pentru promovare și ăsta e un fel de mit sub mit. Adică dacă mitul mare e că am nevoie de bani ca să-mi dezvolt afacerea, a doilea mit e faptul că tu ai nevoie o bună parte din trânși să investești în marketing. Când vorbim iarăși de, mă întorc la ideea asta genială, dacă ai bani, intră în producții, dacă n-ai bani, intră în servicii. Și ce ar însemna asta mai simplu? Asta ar însemna, iată, ieri am început un nou curs de coaching. O bună parte din participanți vin cu idei de business sau cu afaceri care sunt în domeniul servicii. Ce ar însemna asta? Asta ar însemna că el vinde aer, dacă pot să-i spun așa. Și atunci când tu vinzi aer, când tu nu ai depozit, când tu nu ai produse care stau undeva în depozitul respectiv, atunci când tu nu ai de transportat ceva încolo, încoaș, atunci când tu nu ai nevoie de tehnolog și de bucătar și de mai nu știu ce acolo, în dependență de nișa ta de business, în momentul ăsta tu ai o mulțime a economiei de bani. Atunci când vorbim despre servicii, tu practic cu costuri aproape de zero poți să creezi un produs, poți să împachetezi produsul respectiv și să-l vinzi. Acum, mai mult decât atât, serviciile poți să le vinzi cu avans din partea clientului înainte de a-i presta până la urmă serviciu. Asta ar însemna că tu nu ai nevoie de investiții. Tu poți să iai banii de la client, parte din bani cel puțin, înainte ca să-i prestezi serviciu. Adică, dacă vorbim despre domeniul ăsta cu serviciile, real n-ai nevoie de bani, ori tu deja ai acces la banii potențialului tău client. Trebuie să recunosc că eu întotdeauna, cred că bun, de o bună parte de timp, nu chiar întotdeauna, că mai crește, mai coș, am fost împotriva la tot ce înseamnă granturi și chestii de genul ăsta. Ori de cele mai des ori granturile astea au stricat mai mult decât să ajute tinerii antreprenori. Pentru că le s-au dat niște resurse pe care ei aiurea le-au băgat în niște găuri din care nu știau cum să scoată pentru bani, niște real nu au fost investiții, dar au fost o pierdere, poate ar fi prea dur, dar e. Ori fiecare viitor antreprenor ar trebui să poată să-l ducă capul, ca azi din resursele pe care le are, zero fiind ele, să facă ceva bani. Avem și din cei participanți la cursul de coaching care, da bine că probabil toți au trecut prin perioada asta, în care s-auze pe undeva prin piață, bă, acum să dau bani pentru și să dau bani? Nu știu, pentru dracu știi ce, antreprenorii care sunt în spațiu rural, dacă au o idee de genială de asta de cum să inovatoare, o idee inovatoare, da? Să fac ceva, în fine. Și atunci, pentru această idee inovatoare, să dau vreo 20.000 de lei, 30.000 de lei, nu contează. Și asta, hai să scriu un business plan. Și începe a scrie business plan, iarăși, din pod, pentru că el n-are nicio idee de unde vin bani, câți bani, pentru ce, care o să fie cheltuielile reale. Cine din voi a scris business plan, probabil mă înțelege. Sfanarează crușii. Real, sfanarea. Adică marea majoritate a informației care o scrie acolo, tu o iei din pod. Acum, dacă e să vorbim la subiectul ăsta, mă întorc înapoi. Sunt și antreprenori și trebuie să recunoaștem asta, care au o experiență anume, în careva domenii. Au și niște bani, poate, niște resurse. Și în momentul în care acești antreprenori au resursele respective, ei pot să investească în producere. Ei pot să investească în producere pentru că acolo sunt niște, nu știu, resurse necesare, evident, pentru toată depozitul ăsta, pentru încăpere, pentru tehnologia care este acolo, pentru mașinăria asta, cuptoarele sau ce mai face el acolo, dar asta ar însemna că el își asumă responsabilitatea de a investi banii ăștia. Și ăștia nu sunt unicii bani în viața lui cu care el trăiește azi și mâine, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu business-ul, el moare inclusiv odată și împreună cu afacerea lui. Dar asta este un alt aspect de care ar trebui să țină cont. Iarăși, când cei care vin
înceapă un business sau să-și dezvolte o altă nișă, spune aș vrea să-mi fac un business, dar nu am bani, asta ar însemna că tu încă nu ești copt pentru asta. Ori dacă ai fi copt, tu probabil resursele necesare le poți găsi foarte ușor. Și ele sunt, ele chiar sunt la îndemână ta. În alt caz, gândește ce poți să faci altceva decât asta. Vorbind despre acest mit, aș vrea să pun așa un punct cu virgulă. Tot ce e necesar pentru un antreprenor ca să deschide o afacere este să vadă în jurul lui ce se cere și dacă are bani să intre în producție, dacă nu are bani să intre în servicii. Asta ar fi despre primul mit. Poate o să mai revenim cumva la dânsul pe alt aspect. Acum, vorbind despre cel de-al doilea mit, dacă pot să-i spun așa, cu rechetul și cu fiscul și cu toți cei care poate să te îngroape. Da? Cineva acolo scria deja, am văzut un pic mai sus, despre sumele cam de la care începe ăștia a tivâna și tot așa. Eu nu știu câți din ăștia tineri antreprenori și când zic de tineri mă refer nu neapărat la vârstă, dar la experiența de business și la sumele care se învârt acolo, dar mă îndoiesc că ați fost voi cumva vânați, având vreo câteva mii de lei trecute prin cont acolo, stătea fiscul la voi la ușă și aștepta, bă, când mai curg la ăștia vreo 20 de lei cumva ca să-i tragem vreo amendă? Sau rechetul stătea jos și voi seara ieșiți un pic mai târziu, așa după 10 jumate, că sunteți în partea asta, în perioada în care munciți 24 din 24, stătea rechetul jos și vă aștepta când voi ieșiți obosiți și vai de capul vostru și spune... Mujicul la tine acolo, am văzut azi că au fost niște intrări de vreo 300 de euro. E timpul să te împarți cu bratvaua, pentru că totuși tu știi cum străiești în Republica Moldova. E un pic banal. Și durerea e în altceva, în faptul că lucrurile astea cu rechetul și cu fiscul o spun exact cei care nici măcar nu au pornit un business. Lucrurile astea le spun cei care... abia de dacă se lanseze sau dacă s-au lansat abia de și deja stau cu frica, sunt cumva, eu am auzit în piață, spune lumea, se vorbește. E un mit până la o anumită perioadă. După o anumită perioadă, oameni buni, există rechetul, există fiscul, ei tot sunt oameni, ei tot vor să mănânce. Nimeni nu se ascunde de chestia asta. În fiecare țară din lumea asta există așa numita crâșă. Ea e de diferit nivel și ea vine de la diferit nivel și cei care intră în business, ei lucrul ăsta îl acceptă, by default. Adică dacă eu vreau să-mi fac business, undeva în toate costurile mele de produs, eu pun și procentul ăsta cu care o să trebuiască să mă împart la un anumit moment cu cine e nevoie. Faza e că atunci când spune lumea despre faptul că la noi, în Republica Moldova, există rechetul, el există oriunde. Și lucrul ăsta doar trebuie să-l acceptăm. Da? Dar până la urmă, ăștia interesații de afaceri real care vor să-și facă un business, ei acceptă, ei spun ok, da, eu știu că eu să fii, trebuie să mă împac cu dânsul, să fim prieteni și toată lumea se poate să mănânci. Ei așa spun, trebuie tot să mănânci și să mâncăm și noi. Nu ne ascundem de chestia asta, o recunoaștem, nimic nu e grav în asta și toată lumea poate să trăiască fericit, inclusiv și voi făcând afaceri. Deci, acceptăm că există rechetul și că există fiscul. Dar de la un anumit moment și pentru anumite categorii. Atunci când o să ajungeți că o să trebuia să vorbiți cu dânși, voi deja o să fiți ok să vorbiți cu dânși, dar până atunci cele câteva mii de lei pe care îi aveți voi acum în casă nu interesează pe nimeni. Da? Bun. Acum, vorbind despre impozitele mari din Republica Moldova. Dacă sunt economiști aici în toată lista asta a noastră de 100 și de participanți. Vă rog mult să-mi spuneți, există țări în lumea asta în care impozitele sunt mai mari decât în Republica Moldova? Da, așa, foarte sincer deschis. Dacă există
cei care sunt mai în temă sau cu mâna pe puls, spuneți-mi, există țări în lumea asta unde impozitele sunt mai mari decât în Republica Moldova? Dacă știți și în care țări anume, atunci puteți să le și menționați, așa, de curiozitate, da? Unde în lumea asta se poate de făcut un business cu impozite mai mari decât în Republica Moldova? Eu sunt sigur că ele există și știu de lucrul ăsta. Dar atunci când iarăși oamenii zic impozitele sunt mari, cel puțin un lucru trebuie de acceptat. Faptul că trăind în Republica Moldova, bun, iarăși o să mă întorc la cei care fac deja afaceri de ceva timp. Trăind în Republica Moldova, în comparație cu alte țări, impozitele noastre sunt destul de omănoase, dacă pot să-i spun așa. Sunt impozite destul de acceptabile, sunt impozite cu care se poate de lucrat și povestea asta cu impozitele, eu cred că în genere trebuie de evitat. Adică noi trăim real, dacă așa, să fim sinceri cu noi, într-o țară în care e acceptabil impozitul și dă-i Domnul, noi numai să-l plătim, pentru că marea majoritate de noi știm cum se face business în Republica Moldova. Și acum nu mai vorbesc și de alte instrumente pe care iarăși cei din domeniul ăsta de business îl cunosc. Asta ar însemna ca să poți să găsești diferite mecanisme prin care să eviți unele impozite. Noi, iarăși, o să fim sinceri acum și recunoaștem. Cu cât e mai mare business-ul, cu cât e mai sus privirea și cu cât e mai înalt zborul, cu atât mai puțini impozite poți plătești. Da, recunoaștem asta. Cei sărași au plătit întotdeauna mai mult. E ok treaba asta. Aveți un motiv în plus ca să fiți concentrați pe faptul că azi faceți mai mulți bani, ca să vă ridicați mai sus, ca acolo să puteți știți cum se poate de plătit mai puțin impozite. E o chestie normală. Dar chiar și așa, nu sunt cele mai mari impozite în Republica Moldova și cele care sunt, cu ele se poate de lucrat. Cu mitul ăsta punem punct. Care sunt impozitele din Republica Moldova pentru servicii? Iar eu nu o să vă dau acum, nu o să intru în detalii și nici n-aș vrea ca să duc în eroare pe cineva, pur și simplu căutați că există în internet pe ce anume. Când vorbim de impozite, acum noi nu o să vorbim de un anumit impozit. Vorbim despre toate impozitele care sunt necesare de achitat. Și salarii, și impozit pe venit, și TVA-urile, și tot, de tot aspectul de impozite. Dar iarăși zic, e o chestie acceptabilă în capitolul impozite. Un alt mit pe care îl auzim destul de des. Trebuie să ai cumătre, trebuie să ai cunoștințe și trebuie să ai neamuri în Republica Moldova ca să faci afaceri. Ori altfel spus, dacă vorbim despre partea asta cu neamurile, cumătrismul în Republica Moldova nu îți permite să faci business. Am eu senzația că cei care nu au cumătre, ori nu au avut niciodată o problemă pe care se o poate rezolva cu ajutorul unui cumătru. Ori eu sunt sigur aproape de 100% că fiecare din voi, măcar o dată ați reușit să vă bucurați de senzația asta plăcută în care aveai o problemă și ai avut posibilitatea să suni cineva și spui, cumătru, te rog, ajută-mă, te rog, arde. Și o chestie care de obicei se rezolvă într-o săptămână, la tine s-o rezolvat într-o oră. Și în momentul acela nimeni nu spune, băi, nu-l sun, deci nu-l sun pe, nu știu acolo, cumătru meu, pentru că nu-i corect, pentru că nu se poate așa. Toată lumea a apelat la cumătri. Cei care n-au cumătri, este o vorbă, dacă n-aveți bătrâni, cumpărați-vă, da? Iată, la capitolul ăsta despre cumătri, eu aș spune la fel. Dacă n-aveți cumătri, cumpărați-vi. Ori iarăși, subiectul ăsta e valabil pentru oriunde în lume, real pentru oriunde în lume, depinde de nivel și depinde de abilitatea voastră de a comunica. Ori la noi se numesc cumătri. Și e o chestie normală pentru că trăim într-o țară care e cât un sat și în care toată lumea e aproape că nu pot să nu se cunoască și dintr-a doua sau a treia mână tu te cunoști cu oricine și în momentul ăsta tu n-ai cum să nu interacționezi sau să ai careva facilități atunci când ai nevoie de ceva. De asta acceptăm, da,
M-a ajutat, da, dacă e posibil, da. Și asta e altceva decât lupta cu birocrația. Ori eu sunt împotriva la birocrație care este la noi pe tare multe aspecte. Atunci când trebuie să stai zile întregi în rând, nu știu, undeva, ca să poți să-ți obții un certificat, pe când în toată lumea el se face într-o oră și online și cu asta s-a rezolvat tot. Dar partea asta cu mătre, pur și simplu încercați să o utilizați în beneficiu vostru. Și dacă nu aveți, cu siguranță aveți cu mătre, care auți cu mătre, care vă pot rezolva ceva. Aveți abilități de comunicare, perfect. Că alții n-au, când au de stat în rând și voi nu stați, foarte bine, asta e. Antreprenor, asta înseamnă a întreprinde ceva ca să-ți rezolvi problemele pe care ai de le rezolvat. Iată o posibilitate în plus. Deci partea asta cu mătri și cu birocrația și cu... vreau să trecem. Mergem mai departe și un alt mit despre care de care des auzim este partea asta cu încă nu mi-ajung cunoștință. Nu mi-ajung cunoștință, trebuie să mă mai informez, eu mai citesc, eu trebuie să mai studiez un pic, acum mai merg la niște traininguri, mi-am luat acum masteratul în domeniu, tipa, iaca, acuș, o să devin mare antreprenor. Părerea mea e că toată treaba asta cu studiile, cu cât mai mult ies, cu atât mai mici șansele că tu într-o bună zi o să ai o afacere. Și asta au demonstrat o mare întâlnire de fiecare dată pe care o ai cu cercurile astea de antreprenori. Ori acolo, pentru vorbim despre nivelul, dacă pot să-i spun, de pregătire profesională a acestor antreprenori, businessmeni, e de cel mai des ori unul foarte mic. Nivelul de pregătire profesională. Asta înseamnă că marea majoritate dintre ei nu neapărat au facultate. Nu neapărat. Eu nu zic că nu au și nu zic că e rău că au. Dar nu neapărat o au. Cu atât mai puțin vorbesc despre masterate. Cu atât mai puțin vorbesc despre doctorate. Și partea versul a monedei de pe care am urmărit-o de cel mai des ori este că vin oameni, și acum vorbesc despre cei care vin la diferite traininguri, cursuri, inclusiv la cursul de coaching, vin oameni pregătiți, profesional, și mă refer acum la cei care vin, nu știu, cu facultate. Și nu doar cu facultatea aia de jurist, contabil și tot așa. Vorbesc de facultăți de marketing, de administrare afacerii, de, nu știu, lucruri din astea așa complicate. Și omul ăsta vine... Și probabil voi cel puțin odată ați observat treaba asta. Omul ăsta vine și încearcă să te convingă prin argumente foarte bune că Republica Moldova e aproape imposibil să faci business. Pentru că înțelegi tu impozitele, lucrurile calculate, el a stat așa și a făcut matematica și nu se poate de făcut business. Nu știu pe urmă să-ți arăte, evident, și la alții care, iată, vezi tu, au căzut de pe mal de râu. Povestea asta cu Bondaru, dacă nu mă înșel eu, Șmeli, da, în rusă, atunci când spune cineva, da, că fizicienii l-au luat, l-au măsurat, i-au făcut toate calculele acolo și au spus, bă, ăsta după toți parametrii care are el, cât de mare corpul și cât de mici are aripile, el n-are cum să zboare. Deci n-are cum să zboare. Punct. Deci logica, fizica, așa spun. Și ăsta nebunul, Șmeliu, Bondaru, ăsta zboară. Adică, înțelegeți, dacă lui cumva în cod de, și crede fizica și crede teoria. Păi cam așa se întâmplă și cu antreprenorii. Ori, un antreprenor, dacă i-a venit o idee genială și el vrea să facă business, atunci el cred că tare puțin o să-i pese, deși crede piața, deși crede lumea, da, el o să meargă la risc, da, el o să-și facă ce are de făcut, probabil s-ar putea mare majoritate dintre ei să ardă și nu odată, dar pentru dânși teoria mai puțin contează. Dacă să ne ducem în istorie, marea majoritate a invențiilor care au fost în lumea asta, tot după același principiu au mers. Că ăștia teoreticienii veneau și îi spuneau lui, nu știu, Ford acolo, băi, imposibil ce ești și vrei tu. Și ăștia spune, nu mă interesează, deci eu vreau și treaba voastră cum o să faceți. Și becul tot așa și multe, multe alte invenții. Păi în afacere e exact aceeași chestie, da?
vorbind despre partea asta cu cunoștințele. Fix așa, același lucru îl urmărim și la, iarăși mă întorc la coaching, atunci când vin participanții și spun, eu până acum am citit, eu am citit tare multe cărți, inclusiv Tată Bogat, Tată Sărac, Napoleon Hill, Jack Welch, înțelegi tu, Trout l-am citit și multe chestii de-astea interesante. Și o chestie tare bună să citești cărți, eu nu am nimic împotrivă. Dar de la a citi și până la a face, problema e doar într-un singur detaliu. Ăștia care citesc mai rar fac, cei care fac mai rar citesc. Și geniul se întâlnește atunci când cel care face, după asta citește și după care iar face. Iată, ăsta e, cred că, perfecționismul după mine. Da? Întâi faci, după care analizezi, după care iar faci. Unica recomandare a mea este, chiar dacă nu treceți cumva prin cursul de coaching, pentru că vin lumea la coaching și spun, băi, dar eu, tu înțelegi, eu lucrurile astea în principiu le știu. Eu de vreo 5 ani le-am auzit, prima dată le-am citit, nu știu, când eram încă în, pe linși și iată, acum voi ați venit, nu ne-ați descoperit nimic. Dar de la descoperitul ăsta până la mâine să pui mâna și să faci ce și cunoști deja, nu e decât un singur pas, pe care marea majoritate nu-l mai fac niciodată. Iată, cam așa e la subiectul ăsta cu mitul respectiv vis-a-vis de cunoștință și de citit teorii și tot așa. Vorbind despre concurență. Of, o temă pe care probabil eu aș cataloga-o ca una mai mult teoretică decât practică. Vorbind despre concurență, iată aici e mare greșeală, mare majorități a viitorilor antreprenori. Ori de fiecare dată când auzi vreun geniu din ăsta care se naște de antreprenor și el vine și spune, vreau să-mi deschid un business, am o idee, dar nu prea aș vrea să o spun, dacă se poate așa, ca să vorbim în șoaptă, dacă putem să ne dăm după colț, pentru că mai tem să nu furi concurența, înțelegeți? Eu am o idee genială și iată că, nu și mai departe, toată teoria pe care voi ați mai auzit-o. Ce se întâmplă de cele mai des ori, tinerii antreprenori, și iarăși zic tineri, nu neapărat ca vârstă, descoperă câte o idee din asta care nu a mai fost, de care nu a mai auzit nimeni și cu care crede el că o să cucerească țara noastră mamă. Dar întrebarea mea de fiecare dată către acești antreprenori este, tu chiar crezi că într-o țară mică așa cum este Moldova, nu s-a mai găsit niciun inteligent căruia să-i fi venit ideea asta? Sau tu chiar crezi că în țara asta nu s-a mai găsit niciun om care să aibă banii necesari pentru ca să deschidă business-ul ăsta? Și atunci întrebarea e, poate afacerea asta nu merge în Republica Moldova? Poate ideea e una nu chiar așa de genială, cum crezi tu? Și eu acum nu sunt împotriva ideilor geniale, noutăților, know-how-urilor și tot așa. Doar că aici ne ducem într-o altă problemă, dacă pot să-i spun așa, odată cu descoperirea noilor idei. Atunci când vii cu o idee nouă pe piață, cu un produs nou pe care nu-l cunoaște lumea sau cu un serviciu nou, tu îți asumi o chestie tare, tare importantă. Și această chestie importantă este bugetul de timp și de bani pe care tu o să-l investești ca să-i educi piața din Republica Moldova. Voi cunoașteți, cred că printre voi cu siguranță ați trăit experiența asta în care voi ați intrat și ați spus, băi, nu am mai făcut nimic, o să facem noi. Dar până au auzit toată piața despre voi, până când ei au început a consuma produsul ăsta în așa volum încât să poată să vă asigure vouă traiul decent și să vă trăiască business-ul, a durat ceva. Eu acum o să vorbesc, de exemplu, despre piața de traininguri din Republica Moldova, pentru că am trăit experiența asta. Au fost și alte experiențe, dar asta am trăit-o destul de dureros. Atunci când am intrat în piața Republicii Moldova, prin 2010, cu termenul de training, deci companiile care mai erau atunci de consultanță, erau companii de consultanță în business, atât, na, niște termeni din ăștia. Cuvântul training era străin pentru piața asta. Și am venit noi, bravi voinici, bă, o să facem training-uri în Republica Moldova.
Nu vă prepot spune senzația asta tâmpită pe care o trăiești atunci când spui oamenilor despre training și ei te întreabă asta și tip de sport, e not, ciclism, atletism și ți-ți vine să-i dai un pumn. Cum tu nu înțelegi, domnule, training, asta e instruire, asta e educație. Ah, da, educație, am înțeles. Și plătești lumea bani pentru asta, da, așa, și asta spate e denumit business, da? Asta ar însemna că chiar dacă eu citisem niște cărți și îmi părea că despre asta trebuie să cunoască toată lumea, piața era la o tare mare depărtare de noțiunea asta de training și de tot ce înseamnă acest produs minunat. Și-a durat ceva timp ca să educi piața cu aceste noțiuni de training, de seminar, de conferință, de dezvoltare personală și profesională. Nu neapărat că până atunci nu făcea lumea training, doar că nu le numea așa. Nu neapărat că până atunci lumea nu avea parte de consultanță, dar nu era abordarea respectivă. Păi și iată, toate lucrurile astea au făcut ca să investească foarte mari bugete cu un ROI foarte mic. Adică return of investment-ul ăsta a durat prea mult, pe când se putea de intrat într-o nișă unde era concurență, și cuvântul concurență aici și cu tentă pozitivă, vă rog să atrageți atenția, acolo unde toată lumea cere acel produs sau serviciu, ori concurența asta înseamnă că piața respectivă au nevoie de asta. Cu cât aveți mai mulți concurenți, cu atât mai mare înseamnă că e cererea acestui produs sau serviciu. Și acum o să vă spun altceva vis-a-vis de concurență. În Republica Moldova, în general, concurență nu există, indiferent de nișa pe care voi o să alegeți. Și o să vă spun de ce. Pentru că oriunde, în orice sector veți merge, e necesar să faceți lucrurile ok, adică să le faci bine, și tu deja ești deasupra concurenței. Pentru că piața noastră, business-ul nostru, încă marea majoritate a business-ului din Republica Moldova e în starea aia de anii 90, în care cumva ta facem, ceva ta facem, prestăm servicii ca să fie, vindem produse ca să fie, dar nivelul ăla de normă pentru client, pentru noi, pentru marea majoritate din Republica Moldova, este un fel de wow efect. Norma e un fel de wow efect. Atunci când tu dai wow efect, oamenii în genere poate să nu te perceapă ca normal. Adică nici nu e normal să faci așa de servire în Republica Moldova. Păi iată că atunci când intenționați să intrați într-o nișă, recomandarea mea, dacă e una nouă sau dacă abia vreți să vă dezvoltați o afacere, să găsiți ceva ce deja se cere pe piața Republica Moldova. Unii multă, multă concurență. Și acolo să intrați. Și tot ce trebuie să faceți e să faceți lucrurile corect. Asta ar însemna să puneți structura corectă a business-ului. Adică nu să începeți cu mi-am deschis SRL-ul, mi-am luat birou, mi-am făcut cărți de vizită, am făcut cercetare de piață de câteva mii de euro ca să întreb dacă clienții au nevoie, lumea are nevoie sau nu de produs sau serviciu ăsta. Și cercetarea de piață a spus că au nevoie și după care voi deja să începeți a investi în business. Ori business-ul pentru voi ar trebui să aducă bani din prima fază. 1 și 2, dacă ați intrat într-o piață concurențială și faceți lucrurile corect, atunci acest business trebuie să vă, și cu siguranță vă permite, ca să faceți afacerile respective profitabile din start. Bun. Eu vreau să știu dacă mai sunteți aici și dacă eu mă aud de toată lumea. ...119 oameni încă sunt pe poziții, de asta puteți spuneți câte un plus dacă n-ați lăsat doar ferestruica asta deschisă și v-ați dus să vă faceți lucrurile prin casă și să reveniți când ăsta termină de paca-paca aici. Bun. Bine. Câteva dauri mi-au fost destul ca să înțeleg că sunteți. Mersi. Mai sunt câteva mituri și cred că nu sunt tare multe. Unul din iarăși cele care le auzim destul de des este, și acum o să spun, poate cineva din voi o să reacționeze cumva nu neapărat pozitiv, e că trebuie să am un produs
de calitate. Și aici, de ce zic că e o problemă treaba asta cu acest mit, cu faptul că trebuie să am un produs de calitate, eu nu pot ieși așa în piață. Până când n-o să am produsul perfect? Problema cu produsul de calitate sau cu produsul perfect este că acest produs nu există. Deci voi nu o să aveți niciodată un produs perfect sau un serviciu perfect. Și treaba asta cu produs sau cu serviciu perfect, mitul ăsta îl trăiesc de cele mai dese ori cei care sunt creatori. Ori, noi avem două categorii de oameni, da? Creatorii și vânzătorii. Păi iată, creatorii sunt cei care pot să dea o formă la ceva nou, de la zero. Vânzătorii sunt cei care, dacă vorbim de antreprenori, dă-le orice produs sau serviciu și să-l vândă, l-au împachetat frumos și l-au vândut. Un creator, dacă stă asupra produsului lui, probabil, chiar dacă el deja e ideal în momentul ăla în care îl are în mână, oricum o să-i mai găsească ceva, oricum o să-i pară că încă nu este gata, oricum o să spună că mai trebuie un pic să-l mai testez, un pic, dar să-l testez, asta el singur să-l testeze cumva acolo, să nu vadă nimeni, oricum încă nu este așa cum și-ar dori el. Este o vorbă frumoasă, da, deseori întâlnită pe la frizerii, în care spun că femeia oricând nu are ieșit dintr-un salon de frumusețe, dacă și-a aranjat părul, da, la coafură, niciodată nu o să fie exact, deci să auzi tu de la o femeie, uite, azi e exact așa cum mi-am dorit eu. Întotdeauna eu spun, normal, dar un pic, e că aproape, dar eu un pic mi-am dorit altfel. Adică ea își lasă loc pentru cum mai există până la ideal. Păi iată ăștia, creatorii bolesc de treaba asta. Vânzătorii, comercianții, spune Diana aici, dar bine, comercianții, n-au o problemă. Ori ăștia vând orice și oricum. Dar atenție, aici este un detaliu tare important. Detaliul ăsta știți care este? Detaliul constă în următoarele. Noi nu promovăm și noi nu spunem aici și acum că trebuie să vindeți produse de proastă calitate sau servicii de proastă calitate. Absolut nu asta spunem. Noi spunem altceva. Ceea ce aveți astăzi este deja un start pentru ceva ce puteți îmbunătăți pe parcurs. Presupunem că voi aveți un produs sau un serviciu, indiferent care este el. Fie că sunteți un birou de traducere, fie că sunteți o patiserie, fie că sunteți... Voi niciodată nu o să aveți produsul ideal mai întâi pe care să-l scoateți în piață. Voi o să aveți un produs sau un serviciu pe care îl scoateți în piață și imediat începeți a strânge feedback din piață. Imediat începeți a lua păreri care vă pot îmbunătăți produs sau serviciu. Ori după mine, nimeni decât piața nu vă poate da un feedback mai corect. Și tot ei, cei care sunt potențialii voștri cumpărători, cei care ulterior vor cumpăra repetat și ei vă vor da banii, sunt cei care trebuie ascultați. Durerea, știți, și constă în faptul că atunci când cineva vrea să iasă cu o idee de afacere, cu un business, de un produs sau servicii, merg pe la cumătre, neamuri, mâca, tâca, părinții, copiii, care în viață nu o să utilizeze produsul sau serviciul ăsta și o să întrebe, cum? Îți place? Asta e dragul meu, draga mea, e că asta e la ce am lucrat eu ultimii 20 de ani în viața noastră când nu mă vede pe acasă. Evident, ăștia care sunt de acasă, ei de cele mai dese ori sunt buni susținători și vin și te laudă, evident, ca să spun bravo, da, noi întotdeauna am crezut în tine, hai, ieși odată în piață ca să murim de foame. Sau, pe de altă parte, o să spună, știi, și mă tin că ar mai trebui de lucrat. Pentru că ăștia nu se rușinează, evident, să-ți dai un feedback așa direct. Dar problema e și în altceva. E în faptul că oamenii ăștia nu sunt cei care o să-ți plătească bani pentru produs sau serviciu respectiv, 1. 2. Tu, din ceea ce ai astăzi, deja poți să scoți bani și ulterior să îmbunătățești. Adică pentru nimeni din voi, iarăși, nu-i secret faptul că tehnica care este astăzi, pe care noi o cumpărăm, pentru laboratoare, e de mult învechită. De mult învechită. Noi azi luăm iPhone 6S,
care prin laborator stătea de vreo 3 ani de zile. Dar dacă îl scoteau ei de atunci, care era profitul ratat până acum de ei? Că ei n-ar fi putut să vândă iPhone 3, ăsta, 4, 5, 6 plus care mai era pe acolo și pe urmă să ajungă 6S-ul. E și asta o strategie de care ar fi bine să țineți cont. Ori, bun, asta ca să ajungi acolo că totuși ai un produs sau un serviciu pe care astăzi îl vinzi, iată, la un preț mai mic, mâine tu ar tu ai putea să-l vinzi din start și mai bun și mai nu știu cum. Dar mâine tu o să pui un preț deasupra pentru asta, că el o să fie deja cu careva beneficii suplimentare, cu careva, da, adaos de, nu știu, ceva acolo pentru client. Mă întorc la ideea. Nu e necesar să aveți un produs sau un serviciu ideal. Calitatea trebuie să existe. Voi astăzi puteți oferi un produs sau un serviciu la maximă calitate pe care o aveți și din treaba asta puteți să îmbunătățiți primind feedback-ul de la client ca mâine să dați un produs mai bun. Și da, voi o să le mulțumiți și da, piața o să fie cea care o să vă dă cel mai relevant feedback și da, de la ei puteți sau da, de la ei puteți ascultați feedback-ul. Pentru că ei sunt cei care o să vă dea banul și ei sunt cei care au dreptul să dicteze condițiile. Și voi să decideți, mergeți sau nu pe aceste condiții. Iată părerea vis-a-vis de partea asta cu produs de calitate. Da? Dacă să fac așa un mic rezumat din ceea ce am discutat până acum. Deci, vorbind despre produsul ăsta sau serviciul de calitate, tot ce trebuie să faceți este, cum spunea și Eugen, dacă vorbim despre noțiune, să faceți ipoteze. Asta ar însemna ca un produs pe care îl aveți astăzi sau un serviciu pe care îl aveți astăzi, să-i dați drumul în piață, să vedeți reacția, să vedeți cum ce spune piața, să îmbunătățeți și să mai încercați încă o dată. Iarăși ați văzut reacția, iarăși ați retras cumva, v-ați retras în laborator, faceți schimbarea și iarăși dați drumul în piață la produs sau la serviciu. Tot așa îmbunătățându-l. Da? Iată că, făcând un mic rezumat de la cele 5 care sunt un pic mai mult de 5 și poate ele să fie mult mai mult decât 10 mituri, primul pentru noi a fost mitul ăsta cu, pentru ca să faci afaceri în Republica Moldova, ai nevoie de bani. Nu ai nevoie de bani. Ai nevoie de bani dacă te duci în produceri, nu ai nevoie de bani dacă te duci în servicii. Dar și mai simplu vorbind, voi astăzi deja aveți toate resursele necesare pentru a lansa o afacere. Recomandarea mea e să nu mergeți pe business planuri, că dacă v-ați dus voi pe business plan, eu sunt împotriva lor. Nu? E și doar o recomandare. Dar voi decideți. Dacă nu aveți experiență în business și dacă nu aveți cifre reale, dar nu sugeți din deget informația care o puneți acolo și nu aveți nici cea mai mică închipuire despre ceea ce înseamnă vânzări, marketing și tot așa, atunci mai bine să nu intrați în tema asta. Vorbind despre următorul mit cu rechetul și cu fiscul, lăsați-i să trăiască și ei. Împarte-te cu aproapele tău. Dar asta nu înseamnă că mâine, înainte de a vă lansa voi SRL-ul sau înainte de a face primele câteva sute sau mii de lei, deja o să vă aștepte cineva ca să vă spună, dragul nostru, tu probabil știi care sunt condițiile pe teritoriul acestei țări minunate, raionul ăsta nu îl ținem. De, sunt mai mult povești. Impozitele nu sunt mici. Și mari nu sunt. În Moldova, cu aceste impozite, se poate de făcut business. Și dacă mai aveți un finanțist bun și un contabil bun, ei vă pot optimiza cheltuielile vis-a-vis de acest subiect. Da? Vorbind, să te duci fără bani, spune cineva, trebuie să fii profesionist în domeniu. Nu, babu, nu știu cum îți spune ca nume, dar asta e scris aici, nu trebuie să fii profesionist în domeniu. Și crede-mă pe cuvânt, antreprenorii, așa, antreprenori, sunt cei care pot să găsească oamenii profesioniști în domeniu cu care să-și dezvolte afacerea. Da? Pentru că dacă el ar fi profesionist, atunci el e liber profesionist sau e angajat, unde își poate primi salariul mai mare chiar decât antreprenorul, nu-i secret treaba asta, dar asta e ideea. Vorbind despre cunoștințe
Noi asta auzim, iarăși, ca și mic rezumat, că trebuie să ai cunoștință, informații, citit și tot așa. Sunt participanți care vin la cursul de coaching, așa, niște curiozități. Vine participantul la cursul de coaching și începe cu faptul că, asta e așa, un pic aer. Eu asta știu, eu am mai auzit, dar voi ați auzit de trau, dar voi ați auzit de formula nu știu care acolo, dar voi ați auzit de... După care, după a treia, patra, cincea lecție, lucrurile se schimbă și la sfârșit de curs omul spune, bă, am făcut facultate de marketing Moldova, am mai făcut masterat de marketing undeva în afara țării. Dar cu părere de rău, lucrurile atât de simple nu am putut să le știu și mai, cu atât mai mult să le aplic. Un caz interesant a fost când o profesoară de marketing de la facultatea de marketing de la ASEM, dacă nu mă înșel memoria, dar aș putea să mă înșel, a venit la cursul de coaching, a participat și a dezvoltat o afacere și după care la următorul coaching vine o studentă de ei și noi întrebăm, evident, fiecare se prezintă, cum ați ajuns aici? Profesoara mea de marketing mi-a spus, draga mea anișoară, nu știu cum îi spunea, uite, îți recomand dacă într-adevăr vrei să faci ceva, să mergi la Angry Business, să mergi la cursul ăsta de coaching. Ce vă învățăm noi aici, asta e bine, dar realitatea un pic altfel arată și iată acolo tu o să înțelegi de fapt ce înseamnă marketingul adevărat. Asta așa ca un mic pont pe care l-am auzit noi de la o profesoară către o elevă. Cunoștințele sunt o chestie tare faină, dar o bună parte din cei care au multe cunoștințe, vorba și ei, este vă такой умный, почему такой бедный? Nu, потому что такой умный. Fără cu mătri Moldova nu se fac afaceri, da? Și îmi pare rău pentru cei care n-au cu mătri, pentru că ar trebui să vi faceți, dar cu mătri asta înseamnă inclusiv și oamenii cu care voi comunicați și abilitățile voastre în general de comunicare. Concurența este foarte mare și asta este perfect, recomandabil, dar trebuie să recunosc, nu există concurență, da? Trebuie să intrați în nișele unde sunt, unde este concurență, unde e mare concurență. Și acolo o să aveți de mâncat pâine. Doar trebuie să faceți lucrurile bine, normal, atât. Și deja sunteți asigurați. Și ca să ai un produs de calitate sau un serviciu de calitate ca să poți ieși în piață, iarăși e un mit. Pentru că poți să ieși cu ceea ce ai astăzi și piața să-ți spună ce trebuie să îmbunătățești la acel produs sau serviciu. Despre pesimism cineva scria. Pe antreprenori pesimismul cumva nu i-a deranjat niciodată. Paradoxal, dar ei au fost cei la care le-au fost în cod de pesimism. Ori ei au fost prima vioară, ei au fost mai mult decât atât, poate chiar dirijorul, și atunci cumva lor le-a fost în... îi durea pe ei de faptul că afară e criză, plouă și nu au dispoziții cineva, nu știu cine. Mai era un aspect aici ce ține de politic, ca să fac o mică paranteză, mai ales în Republica Moldova, astăzi, când, bla, 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 bla. Dacă aveți contacte sau în cercurile voastre sunt antreprenori, mari antreprenori, investitori, atunci ține cumva aspectul ăsta de cum o să evolueze afacerile voastre în Republica Moldova în următoarea perioadă. Dar am eu așa o senzație, nu știu de ce, dar am așa o senzație că printre cei peste 100 și de participanți care sunt la acest webinar, nu sunt... din cei a căror milioane riscă odată cu, cu conjunctura politică pe care o avem noi în Republica Moldova. De asta, faceți-vă afacerile și lăsați politica să-și facă treaba. Până ajunge politicul, fiscul și rechitul la voi, mai e de crescut. Adică avem ce face și politica și business-ul nostru merg atât de paralel încât nu se vede capul unde ar putea ele să intersecteze. Dacă aveți un proiect așa de câteva milioane, vreți să investiți și aveți investitori din afara țării, da, ăștia o să gândească, poate o să, de două ori să gândească, dar nu ține de voi asta acum și de asta lăsați politica în treaba ei și voi cu business-ul în treaba voastră. Da?
Și dacă un om are pesimism, el nu face afaceri. Ei, cum să nu fac afaceri? Pesimismul nu e chestie exclusă. Adică întotdeauna poți fi pesimist un pic. Atât cât probabil optimismul, dacă un pic e mai mare decât, e mai mult decât pesimismul, ai și câștigat. Serghei Marandici, nu știu la ce te referi atunci când scrii cu prostiile, dar dacă e politica paralel cu business. Încă o dată, Serghei, fac o mică paranteză. Dacă businessul tău ține de investiții și e de nivelul ăla în care asta contează, atunci, da, politica își spune cuvântul. Da, sunt reticenți investitorii. Da, ei se tem pentru banii lor. Dar pentru câteva sute de euro a unui chios care stă la colț de stradă, eu acum nu vorbesc atenție, eu nu vorbesc acum despre criza din țară care este creată de criza mentală, creată de criza politică, creată de criza economică și tot așa. E un alt subiect, da? Acum noi vorbim despre lucrurile astea de iată ce să facem politică și eu nu pot să-mi fac afaceri. Uitați-vă atent că în toate timpurile au fost și crize politice și crize economice și întotdeauna, în toate timpurile, au fost oameni care au crescut foarte bine paralel cu aceste crize și chiar pe baza lor. Da? De asta, ca să nu comentez prea mult la subiectul dat, cu asta aș vrea să închei. Și cum rămâne cu lipsa populației și incapacitatea de plata consumatorului? Bună întrebare, Irina. Aici cred că mitul ăsta o să fie și nu doar despre populația, lipsa populației, în sensul că ăștia pleacă, că avem cât acolo. Unii spun 500 de mii, alții spun 1 milion plecați. Pentru afacerea pe care vrei să o faci tu, am eu senzația că este mult prea îndestulă lume ca să faci business. Dacă vorbim despre partea asta cu Republica e o mică piață de desfacere, atunci întrebarea mea este care afacere ați făcut-o deja și ați spus, bă, nu mai am unde mă mai extinde. Nu mai am unde cui să vând. Le-am vândut la toți și cred că și dacă tu ești chiar așa de bun și ai așa un produs minunat, nimeni niciodată, pe nimeni nu a împiedicat să iasă în România, să iasă în Rusia, să iasă în Ucraina și avem antreprenori în țara noastră destui, ca exemple, care au scos franciză, care au plecat și au deschis filiale, care au plecat cu totul și în America să-și deschidă și acolo business. Toată limita aici, toată harta noastră își face de obicei jocul. De asta, partea asta cu piața din Republica Moldova e prea mică, o spus-o un geniu care nu a deschis nici măcar larioc la colț de drum. În rest, după businessul din Republica Moldova, dacă businessul din Republica Moldova permite ca cineva scrie aici, am văzut de mașini și vreau să zic de asta, să ai atât de multă mașină scumpă, atât de multe vile și atât de multe, în afară de corupție, în afară de cumătre și în afară de toate restul lucrurilor, haideți să recunoaștem, poți să trăiești destul de bine, decent, și decent mă refer la decență din aia bună, cu business în Republica Moldova. Și îți ajungi piață. Și luați pur și simplu oricare nișă. Când e vorba de bani, despre capacitatea publicului de a plăti pentru produs sau serviciu vostru. Asta este un alt mit. Și acum eu o să fiu destul de, poate, dur și direct la subiectul ăsta. Dar atunci când a fost criză, au fost create produse pentru criză și au fost, Gușan Gheorghe, eu văd întrebarea ta, care este cultura mentoratului în Republica Moldova și cum găsim, abordăm un mentor, se practică? Eu o să răspund la întrebarea respectivă neapărat, rapid un pic. Deci vorbim despre incapacitatea de plată în Republica Moldova, da? Eu nu cred că noi suntem mai inapți de a plăti pentru produs sau servicii decât unii țări din Africa, decât unii oameni din China, decât etc. Și în aceste condiții există posibilitatea
să-ți faci business. Pentru că dacă vorbim despre o medie, de exemplu, de 10 lei pe care toată lumea a putut să o plătească la un moment dat, a venit o criză și lumea nu mai putea plăti 10 lei, dar putea plăti doar 5 lei, atunci, de exemplu, spălătoria auto decis că poate să reducă niște costuri. Și atunci când în timpurile bune ei făceau, nu doar spălau mașina, dar mai dădeau și cu niște soluții acolo și tot așa, acum în timp de criză pur și simplu au scos niște servicii din astea, au scos soluția și au mai scos ceva și plătesc nu 110 lei sau 130 de lei pe mașină, dar plătești 90 de lei. Și tu o să plătești pentru că ai nevoie să speli mașina și el o să-și facă business și toată lumea o să trăiască. De asta iarăși, eu cred că e pur și simplu un mit, o problemă la nivel de gândire sau pe timp de criză s-au vândut mai bine apartamentele mai ieftine, tot pe timp de criză, de obicei, serviciile scumpe sau produsele de lux întotdeauna s-au vândut mai bine pentru că oamenii bogați, anume pe timp de criză, încep a investi banii. Pentru că cei care vor să scape de ele le vând la preț de nimic. Vorbind despre întrebarea aia cu mentoratul pe care mi-o dădus... Cine mi-a dus acolo, da? Dacă există, cum se numește, cultura mentoratului în Republica Moldova, la nivel de teorie există, la nivel de practică mai puțin, există mentori, există cei care se consideră mentori, există cei care sunt real mentori, dar aici mă refer la un detaliu tare important. Teoretic poți consideri mulți mentori. Practic nu la toată lumea le reușește treaba asta. Și atunci când vorbim de mentorat, unica mea recomandare ar fi să țineți cont de ce vă doriți voi de la acea persoană. Ori există coaching ca și teorie coach. Există mentor. Și aici e o diferență dintre un mentor și un coach. Și aici există multe detalii din astea. Întrebarea este una. Ce scop urmăriți? Da? Și dacă vorbim despre scop, voi înțelegeți de ce aveți nevoie și atunci puteți să-l numiți tată, mamă, bunel, prieten, nu neapărat coach, nu neapărat mentor, dar această persoană să vă ofere informația de care voi aveți nevoie. Dacă am răspuns sau am încercat ce obțin să răspund la întrebarea asta cu cultura mentoratului. Vreau să vă întreb dacă, deci să vă propun, dacă mai aveți careva întrebări, să mi le dați aici. Părerile și impresiile voastre tot contează, foarte mult contează, dar dacă pot să mai răspund la vreo întrebare, două. Dacă, și asta probabil știu că e o mică întârziere dintre ce vă întreb eu și ce auziți voi în momentul în care eu vă întreb și în momentul în care auziți de asta o să repet de 2-3 ori. Dacă mai există careva întrebări din partea voastră sau ce ați mai văzut voi în piață și noi n-am reușit să discutăm ca și mituri. Bun, ca să nu întindem mult vorba, probabil aici nici nu e tare mult de vorbit, ceea ce am discutat noi azi, parcă toată lumea știe, parcă toată lumea face, unica recomandare, dacă încă nu ați făcut business, este educația un domeniu în care să faci business? Este educația un domeniu în care să faci business? Tare bună întrebare. Da, există și da, trainingurile sunt un business și da, școlile profesionale și neprofesionale sunt un business și da, școlile de limbi străine sunt un business și cele în care se dau cursuri pentru copii sunt un business și cursuri de educație de diferit tip, de desen, de dansuri sunt un business și unul foarte, nu rău aș spune eu, pentru Republica Moldova. Deci, Adriana, domeniul educației este un domeniu în care poți să faci business. Prin ce sunteți voi mai buni ca ceilalți? Mă refer la coaching. Ca ceilalți care, Irina, dacă pot să întreb? Adică, ca să știu cu ce compar ce obțin. Ca statut juridic al afacerii este cel mai bun? Care statut juridic al afacerii este cel mai bun? Diana, statutul juridic cel mai bun este SRL-ul. Dacă vorbim despre
un domeniu anume. Bine că dacă tu, societate pe acțiune are aspectele ei, întreprinderea cu capital străin, aspectele ei, dar în mare, vorbind despre patentă, întreprindere individuală și SRL, statutul juridic SRL-ul este cel mai bun, da? Încă o dată era întrebarea cui acolo era despre cu ce suntem noi mai buni. Dacă pot să primesc răspunsul la Irina, la ce te referi când spui așa și m-am că o să spuneți. Eu nu am căutat. Atunci, sorry, Irina. Noi nu suntem cei mai buni. Adică noi nu avem cu cine compara. Noi suntem unici, ca și toată lumea de pe pământul ăsta, ca și toate proiectele de pe pământul ăsta. Ori pe mine e un pic prostește ca să poți compara cu cineva. Fiecare proiect, fiecare curs, fiecare companie are plusurile și minusurile ei, are beneficiile pe care poate să le ofere și în momentul ăsta, dacă... Probabil ai putea să întrebi ce pot să primesc eu de la voi bun, dar nu cu ce sunteți mai buni decât alții. Eu aș merge și acolo, și acolo, și acolo, iau de acolo ceva, iau de aici ceva, iau din partea aia altă ceva și atunci mă fac cu dita mai bagajul de cunoștință, de prinderi, aptitudini de care am nevoie. Depinde de scop, dacă vei lucra pe granturi atunci, mai bine asociații. Da, Igor, am înțeles la ce te referi, vorbind despre statutul juridic, SRL sau la moment ce afaceri aveți. Ion Sârbu, la moment ce afaceri avem noi, noi coordonăm câteva afaceri, una este de 200 de traininguri și consultanță și câteva proiecte paralele în care suntem ca și cofondatori. Igor, cel mai bine asociații. Igor spunea despre asociație pentru că e vorba despre granturi și granturile au nevoie, unele granturi au nevoie de asociații ca să dea finanțarea respectivă. În ce domenii activați dumneavoastră personal sau ce afacere aveți? Iarăși, Iuri, zic, avem două companii de traininguri și consultanță plus servicii, servicii de marketing, servicii de creare de site-uri. Bizer.md, cine e tare interesant? Aha, posibil cursul de... Ina, cursul de coaching online, pentru moment, cel puțin ăsta curs numărul 11 care are loc acum, nu este online, dar noi gândim la subiectul ăsta ca următorul curs de coaching să-l putem propune să fie și online ca să poată participa și cei care nu sunt pe loc. E o provocare la cursul online. Cel care participă la cursul de coaching live, acolo unde noi putem să vă batem, fugărim, dăm întrebări și scuturăm, e mai eficient decât cel pe online în care noi nu vă putem ține mâna pe puls. Dar înțelegem că sunt foarte mulți participanți care nu sunt din țară, cu toate că trebuie să recunosc. Noi avem în Republica Moldova, în cursul ăsta de coaching, oameni care vin din România, din București vine. La fiecare curs de coaching și pleacă înapoi, în fiecare săptămână. Adică, după mine, pentru o bună parte, dacă vorbim de cei din Moldova, că înțeleg din Spania, nu o să veniți în fiecare marți sau de unde sunteți din Europa, dar și mă bucur că tocmai din capul ăla de lume, participați la webinarul ăsta. Dar iarăși zic, din toată țara, Ungheni, Bălți, Cahul, Soroca, Ghedineț, dacă vreți, vin participanți la curs. Și omul care vrea, găsește soluții, care nu găsește motive, na, că stare departe, că nu știu cum. Astea fiind spus, aș vrea totuși să mă țin de orarul ăsta de o oră pe care îl avem dedicat pentru webinar, ca voi să reușiți să vă mai faceți ceea ce aveți de făcut. Cursul de coaching a început acum marți, deci marți, miercuri, ieri de fapt, în fiecare zi din marți, 8 săptămâni următoarele va continua acest curs, dar totodată de mâine o să fie probabil noul site, noua dată a următorului curs în care voi vă puteți înregistra, la care puteți participa și unde puteți obțineți rezultat. Costul cursului de coaching
este de 299 de euro primul preț și asta o să dureze, nu știu, cred că vreo lună de zile. Dacă o să prindeți acest preț minunat, atunci felicitări. Nu merită să veniți la curs dacă nu aveți intenția de a face business. Asta e unica mea recomandare. Dacă real vreți să faceți lucrurile să întâmple, atunci welcome. Asta fiind spus, vă mulțumesc pentru atenție. Eu tare sper că informația pe care am discutat-o azi să fie nu neapărat interesantă, dar utilă, eventual în cazul în care intenționați să vă deschideți un business sau să mergeți să-l dezvoltați și în cazul în care mai era pe undeva voci din astea acolo în subconștient care strigau unul din miturile respective. În cazul în care a fost utilă informația, puteți să puneți câte un plus aici sau câte un comentariu în cazul în care nu a fost interesant, atunci puteți să ne dați feedback și noi întotdeauna o să încercăm să îmbunătățim ce putem să îmbunătățim. Mulțumim pentru note, mulțumim pentru apreciere. Neapărat o să fie webinarele la noi se repetă în fiecare peste o săptămână, adică săptămâna viitoare avem un eveniment închis în Angry Club, după care iarăși o să fie webinar. Întotdeauna bineveniți, întotdeauna întrebați, interesați-vă cu ce vă putem ajuta, vă ajutăm. Dacă nu aveți bani, că m-a întrebat cineva, mai spunea cineva, dacă nu am bani să-mi dezvolt business sau să vin la training, atunci îi găsiți. Pentru că atunci când îți dorești ceva, soluții întotdeauna se găsesc și nu sunt atât de mari bani dacă vorbim despre faptul că exact în câteva săptămâni după ce ați participat la cursul de coaching, acești bani vei răscumpărați. Pentru că asta e scopul, ca în 8 săptămâni să obțineți profit. Vă doresc o seară frumoasă și aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi, mergeți și cuprindeți, spuneți-le cât de mult îi iubiți și afacerile o să meargă bine indiferent de conjunctura politică, economică sau harta mentală dictează tot. Seară frumoasă să aveți!